vă supărați. Mergeți până în Constanța? Mă duc, dacă mă așteptați. Sunteți din Constanța? Nu. Trebuie să mă lăsați și pe mine la gară. Dacă nu vă grăbiți, mai am de oprit într-un loc.
cum ajung la Constanța? Ați venit cu IMS-ul? Da. Păi ieșiți în drum, poate trece vreo mașină. Dar câți kilometri sunt până la șosea? Până la asfalt? Mm-hmm. 32. Mulțumesc. Dar ieșiți în drum, stați aici, la umbră. Sunteți acolo? M-auziți? Da, spune, vă aud. Domnule, văd că nu trece nicio mașină pe aici. Eu trebuie să ajung la gară. Ce fac? Păi, ce pot eu să vă spun? Mai așteptați? Eu n-am cum să vă ajung. Dar am văzut o motocicletă. Ea dumneavoastră? Motocicleta aia? Da, dar nu merge, am bani pe spate și n-am cu ce să o fac. Îmi pare rău, dă de mult așa. Dar telefon aveți? Am doar stație de transmisie, nu pot folosi ca telefon. Dar v-am spus, dacă stați în stradă, nu se prinde de ocazie. Mai trece de la sus. Îmi pare rău, asta e, n-am ce să fac. Dacă puteam să fac ceva... O să dormiți în camera aia. Asta e cheia de la marchiză și cealaltă de la cameră. Am pus și ceva de mâncare. Noapte bună. Thank you.
Bună dimineața. Ați mâncat? Da. Bună dimineața. A mai trecut vreo mașină? Nu. Lăsați, nu-i nicio pacubă. Da, dar una a căzut pe scări, acolo. Da, lăsați, nu-i nimic, mă duc eu după ea. Dar s-a dus jos. Mi se întâmplă și mie. Vine, mă întorc imediat. De care era, albă sau neagră? Pentru că aici este o zonă magnetică, cu deviații magnetice. Vaporele, când ajung aici, li se dereglează busolele. Dar asta e instalația nouă. Eu pe aia veche n-am mai apucat. Aia era o lampă cu acetilenă, cu 6 fitile, așezată chiar în centru, în focar. Și toată instalația plutea într-o baie de mercur, vreo 2 tone de mercur, pentru stabilitate. Iar farul se învârtea printr-un mecanism de ceasornic, acționat de greutăți, ca la pendul. La geamul ăsta cum s-a spart? Mi l-a spart o lebădă. O lebădă? Da, o lebădă. Aici? Da, într-o noapte. Zbura spre lumină și, pac, s-a lovit de geam. A căzut jos acolo. Am alergat după ea pe scări, dar n-am mai prins-o. Și a revenit și a zburat. Și aici, uite, era mecanismul de ceasornic în locul motorului. Iar greutățile erau trase de lanț. Și se încărcau la manivelă, din 6 în 6 ore. Și cu nava aia ce e? Aia? Aia e o epavă. E de mult acolo. Asta n-a văzut farul de alarmă. Vaporele, când intră în zona asta și văd lumina roșie a farului, înseamnă că au intrat în zona periculoasă. Și o să se împotmolească. Așa a pățit și ăsta. S-a împotmolit pentru că n-a văzut la timp farul de alarmă. S-a
sau n-a vrut să-l vadă. Și cu becul ăsta ce e? Asta e farul de alarmă. Becul ăsta? Păi așa am plecat și eu acasă. Și dacă pun mâna aici, înseamnă că... A? Da. Alo. A început vântul. Da. Ați bate sudul? Trafic pe aici. Încă mai e soare. Uite, acolo, după cotul ăla, e o plajă cu tot felul de lucruri ciudate. Ce fel de lucruri? Lucruri ciudate pe care le aduce mare. De la vapoare... De ce le lasă tocmai acolo? Nu știu. Acolo le lasă. Mi-mi aduce scoți. Odată eram cu Gianni, un pescar. Și ne uitam la mare.
Și dintr-o altă, la vreo 50 sau la 100 de metri, nu știu bine, am văzut ceva care se zbătea. Se zbătea foarte tare și venea către noi, venea către mal. Și nu-mi dădeam seama ce e. Și când s-a apropiat, am văzut, erau doi delfini. Unul din ei venea cu viteză și se îndrepta către noi, venea glonț, către noi. Și ălălalt sărea, se învârtea în jurul lui, îl tot împingea, era ca o luptă între ei. Îl tot împingea. Îl tot lovea peste pot. Eu am început să râd pentru că am crezut că eu știu o răfuială mai veche de-a lor sau că se împerechează. Și atunci Gianni m-a tras de mână și mi-a zis, nu râde, mă. Delfinul ăsta care îl vezi tu că vine către mal, vrea să se sinucidă. Și ăla nu-l lasă. M-am uitat așa la ei și după un timp am văzut că s-au întors amândoi către larg. Așa, și jocul tău merge așa. Da? Înțeles? Era odată un student și locuia într-o casă de lemn. Și deasupra lui stătea un general. Și ăsta un banc? Și generalul avea un obicei. Ieșea seara să joace cărți și se întorcea târziu, mereu la aceeași oră. Urca scările de lemn până la etajul lui, intra în cameră, se apropia de pat, se așeza, își scotea cizmele și se culca. Și studentul își făcuse obiceiul să aștepte în fiecare seară până când generalul urca la el în cameră, ca să poată să doarmă și el din cauza bocănitului. Pentru că generalul avea niște cizme grele și se auzea în toată casa. Poc, 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 poc pe scări, pe urmă scârțitul ușii, când intra în cameră, patru pași până la pat, se așeza, după care își scotea cizmele. Poc prima cizmă, poc a doua cizmă, și abia atunci studentul știa că poate să culce și el să doarmă. Și în fiecare zi la fel. Și uite așa au trecut multe nopți, până când, într-o seară, vine generalul ca de obicei.
Poc, poc, poc urcă scările, deschide ușa, aceiași patru pași până la pat, poc prima cizmă. La asta nu știu ce drag să-i fac. Și? Văd eu mâine dimineață. Acum dau la mână. Stai aici toată noaptea? Păi da. Acum nu mai contează caracteristica. Important e să merg. Mă gândeam să schimb uleiul. Schimb uleiul? Hai să-ți arăt ceva. Ce? Hai vino, o să vezi. Ce vrei să-mi arăt? O să vezi. Auzi? Tu știi unde să duc lebedele iarna?
Lebedele. Vreau să-ți arăt ceva. Ce? Rămâi acolo. Ține capul așa. Nu, invers. Corăbile de pirați care atacă noaptea vapoare și le scufundă. Ce ciudat. De când sunt aici, n-am văzut niciun vapor. Auzi? Tu ai fost vreodată pe epava aia? Ai fost? Da, când eram mic. Vreau să văd și eu. Asta? Nu-i nimic de văzut acolo. Niște cabine goale mă jucam eu pe acolo. Vreau să văd. Bine, hai la Gianni să ne dea barca lui. Și noi ce-i ducem? Ce să-i ducem? Asta-ți trebuie? Mai întâi a fost el. Și pe urmă a venit mare. Ți-am adus oaste. Ce zici? Bine, bine, bine. Mi-e foame. Hai, hai să mâncăm un pește. Hai.
Haide, mergem! Hai! Hai, Vito! Plecăm! Când eram mic, veneam în nord până aici. Urcam pe frânghie și stăteam toată ziua, la soare. Ui, ce mic e farma. N-ai ce să vezi. Thank you.
Salut! Ești cosmonaut? Nu sunt cosmonaut, sunt busolă. A venit un tip care
Cred că te căuta pe tine. Nu știu, căuta o fată și am crezut că s-ar putea să fii tu. Dar nu știu, n-am știut ce să fac. Nu. Nici el n-a spus cum îl cheamă sau ceva. Părea foarte nervos. Avea o mașină albă? Da. Zicea că te caută de două zile și... Mă rog, eu am spus că ai plecat, dar... Ai fost aici, poate te mai întorci? Atunci mi-a lăsat un număr de telefon la care să-l sun tu, de seară. În Constanța. De seară, pentru că până mâine... Mâine pleacă. Nu știu dacă am făcut bine sau rău, dar... Mă rog. Ai făcut foarte bine. Că nu i-am spus că ești aici. Obișnui să urc scările. Parcă n-o să mai termin. 206. Da? Mm-hmm. Acolo e Constanța? Da.
Trebuie să pun benzină. Eu mă duc să iau un sandwich, da? De acolo? Da. Bine. Bună ziua. Dai și mie niște fise. Da.
A, uite aici. Mulțumesc. Bună ziua, hotelul Albatros. Da, un moment, pentru dumneavoastră. Pentru mine? Mulțumesc. Alo, tu ești? Sunt în Constanța, la un telefon cu... Alo! Nu te aud! Vorbește mai tare! Dar de ce m-ai căutat? Nu sunt singură! Zic că nu sunt singură, sunt cu cineva! Ce spui? Nu veni tu aici! Spune-mi unde ești! Funcționează foarte prost telefonul, s-a auzit foarte rău. Trebuie să mă duc să vorbesc cu el. N-am înțeles nimic. Vrei să te duc cu motocicleta? Nu. Mi-a spus că e pe aici, pe aproape. Știu unde. Oricum ajung mai repede. Aștept aici o jumătate de oră. Bine? Da. Ce facem? Stăm toată noaptea aici?
N-am unde nopta. Da, e prost telefonul. Da, sunt într-o cabină telefonică vis-a-vis de casino. Da? Bine, mulțumesc mult. Te aștept. Stau cu ea de vreo câteva zile să îngrijesc. Așa că, cum v-am spus, apartamentul meu e liber. Puteți sta chiar mai mult. Nu, nu. E bine noaptea. Mulțumesc. Cum vreți voi. Eu vă ajut cum pot. Oh, bine că e cald. Mă duc să mă usuc. Tu uită-te acolo, vezi, poate e ceva de mâncare în frigider. Bine. N-am găsit decât vin. Nu era nimic altceva. Bine. Avem sticla asta de vin. Noroc. Poate găsesc eu ceva în cămară. După mine, la față. A zis că așteaptă până mâine dimineață. Să ne întoarcem cu mașina. A, uite, am găsit marmeladă.
Și tu? Ce faci? Da? Scuzați, am greșit etajul. Cine e? Scuzați, am greșit. Pe cine căutați? Caut pe cineva. Caut. Fuck.